Echipa de fotbal Unirea Deș s-a întors cu plasa plină de la baza sportivă Ardealul din Someșeni, unde a întâlnit într-o partidă amicală echipa de Liga Secundă FC Arieșul Turda, meci încheiat cu un categoric 4-0 în favoarea turdenilor. Trupa lui Tătăran a încasat 3 goluri în prima repriză, marcator fiind Bucur de 2 ori și Casim, scorul final fiind stabilit în minutul 84 de Marin. Pentru Unirea Deș, sâmbătă urmează un nou meci amical cu colega de serie FC Maramureș Universitar Baia Mare, echipa aflată acum pe poziția secundă în clasamentul seriei a 6-a din Liga a 3-a.